Bună dimineața! Copiii cu autism din județul Vrancea beneficiază acum de o grădină senzorială prin intermediul căreia vor învăța să descopere lumea cu ajutorul simțurilor. Această grădină este extrem de importantă și ajută foarte mult, deoarece una dintre principalele probleme cu care se confruntă copiii cu autism este integrarea senzorială. Grădina a fost inaugurată la Centrul de Terapie Recuperatorii, care aparține de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea. Acest spațiu îi va ajuta să dezvolte un comportament adaptativ, da, la mediu. Mai ales că învățarea se va face prin experiențe senzoriale directe într-un cadru natural. Ideea amenajării unei grădini senzoriale a apărut în urmă cu 2 ani. Terapia nu vindecă autismul, dar poate ajuta la integrarea pacientului în societate. Un accent deosebit se pune pe emoție și sentiment. Lucrez de 2 ani cu copiii cu autism și este frumos, provocator, necesită multă atenție, multă răbdare, multă formare și este o muncă deosebită, aș putea spune, pentru că ei sunt niște copii deosebiți. Pentru recuperarea unui copil cu autism este nevoie de cel puțin 2 ședințe de terapie pe săptămână. Venim în acest centru de 4 ani, avem rezultate bune pentru că la început nici măcar nu spunea mama, tata, nici măcar nu era în stare să-mi sară și avem anumite rezultate, este cât se poate de cooperant, este mult mai liniștit. Familiile care au copii care suferă de autism sunt nevoite să facă sacrificii foarte mari. Când este că nu sun și nu pot să vin sau nu pot să ajung, asta e greu. Înțeleg că vă mai crește singur copiii. Copii, da. Crești copii? Da. Cum vă descurcați? Cum dă Dumnezeu. În Centrul de Terapie Recuperatorii pentru Copii cu Tulburări de Dezvoltare din Focșani urmează ședințele de terapie 60 de pacienți, iar alți 40 sunt pe lista de așteptare.